Vă salut din nou și din nou suntem lângă iepuri. Astăzi vreau să vă dau câteva explicații, câteva sfaturi pentru cine dorește să le asculte pentru perioada de toamnă-iarnă. Majoritatea crescătorilor în această perioadă își încep montele la toate rasele de iepuri. Așadar, o vitaminizare bună înainte de montă nu strică, măcar 5-7 zile. Eu folosesc Elevit, vitaminele românești. Le consider cele mai potrivite pentru iepurii mei. Există și Promotor L, alte vitamine foarte bune și foarte des folosite. Deci, o săptămână bună înainte de monte, eu le-am dat vitamine să bea. Am reușit să fac 4 monte la Uria German și o montă la Neoalb. Sper să fie de bun augur și Dumnezeu să ajute să fete toate femelele. O să vină cuiburile. Ați văzut cum am atașat cuiburile. Primele 2 săptămâni după montă, femelele sunt hrănite foarte bine. Apoi le mai micim puțin porția, pentru nu a risca să crească foarte, foarte mari pui în ele și să fete greu. În toată această perioadă nu le mai dăm vitamine, nu le mai facem nici alte vaccinuri, deoarece le stresăm și s-ar putea să piardă pui prin avort. O să vină pui, avem mare grijă la cuiburi să fie curate, multe, multe paie sau fân. Trebuie urmărite înainte de fătare femelele non-stop, să nu fie stresate, să aibă apă tot timpul la dispoziție, câte un morcovel, după ce fată, câte un măr pe zi, pentru că le ajută să facă lapte, hrană din belșug, pui în primele zile, în primele 3 zile pui sug acel colostru din laptele matern, atunci își prinde imunitatea. Sunt femele care fată un pui, sunt femele care fată 18 pui. Eu nu o să luați mai mult de 6-7 pui, indiferent de câți fată, pentru că urmăresc să aibă o dezvoltare bună și mai apoi să facem alte selecții pentru expoziții, pentru noi, pentru matcă. Atenție mare, deci, după fătare la hrănire, la îngrijire. După ce au fătat, ne mai putem face iar niște vitamine. O să vină frigul. Nu este rău să facem o cură de enrofloxacină buvabilă în apă pentru a preveni răcelile câteva zile. Cam asta ar fi în perioada aceasta. Atenție mare să nu încercați să montați femele care năprălesc, pentru că nu o să prindă foarte greu și dacă prind și fată o să aibă puțin lapte din cauza năpârlirii. Deci este un pic de gândit și de lucrat. Iepurii trebuie monitorizați în permanență, iar curățenia și mâncarea curată și bună să nu lipsească niciodată. Cam atât am vrut să vă spun. Sper că aceste sfaturi să vă fie de folos. În rest, iepuri peste tot. Se pare că este o pasiune care ne leagă pe mai mulți crescători. Eu de-a lungul timpului, ia uitați-vă pe ăsta ultimul ce mare, de-a lungul timpului am reușit să-mi fac foarte mulți prieteni, foarte multe cunoștințe, amici, chiar și dușmani, nu chiar dușmani, e prea mult spus, oameni care nu simpatizează cu ceea ce vorbesc eu și cum lucrez eu cu iepuri, nu este nicio problemă. Niciodată nu o să fie toată lumea mulțumită. Am luat jos aceste profile de rigis de amar, le-am luat jos ca să fac loc femelelor în cuști, cele care fată, o să le atașez doar atunci când o să înceapă puii să mănânce, la 3 săptămâni bune, la o lună, o să le pun înapoi. Până atunci vedeți ce liniștite sau femelele astea montate, sunt foarte liniștite. Se dezvolte și cele de martie. O să le pun și pe ele la muntă cel mai devreme, cred că în decembrie, ianuarie, să facă
8-9 luni bune. Mai facem o serie de pui acum în toamnă, dacă reușim. Și o serie în primăvară și este suficient să fie are de selecție. N-are rost să ținem 200 de iepuri, dintre care să fie jumătate răi. Mai bine ținem 50 și buni, aleși, cum am procedat și anul acesta. Am făcut selecții peste selecții, tot ce a fost cu defect am tăiat, tot ce a dat să se îmbolnăvească am tăiat, pentru a evita din pui la maturitate și când o să aibă la rândul lor pui să întâmpinăm aceleași probleme. Dacă eradicăm problema din start, avem șanse mari ca viitorii produse să fie sănătoși. Așadar, sunt lucruri de luat în seamă, cine dorește, cine nu, să facă cum crede, nu e nicio problemă. Bate vântul la Sibiu, este rece, o să vedeți că o să înceapă să mai strănute câte un iepure. Ușor, ușor, antibiotic, preventiv, profilactic, dacă este ceva grav, se ajunge la Draxin. Singurul antibiotic care rezolvă orice problemă, cel mai tare și cel mai bun, este și foarte scump. Acestea fiind spuse, vă salut cu respect, vă doresc o zi bună în continuare, multă sănătate, Doamne ajută!